Pe final de an, primăriile oltene vor primi bani de la Consiliul Județean. În urma aprobării rectificării bugetare, primăriile își vor putea continua proiectele. Toate administrațiile locale vor primi bani în mod egal, deși nevoile și problemele diferă. Este vorba despre 3.500.000 de lei. Am încercat să echilibrăm bugetele tuturor localităților, cei care n-au primit de la finanțe foarte mulți bani în această perioadă. Am încercat să alocăm noi ca astfel ca fiecare localitate pe final de an să primească aproximativ 100.000 de lei, respectiv un miliard vechi. Pentru a ajuta primarii să-și finalizeze proiectele, iar pe alții ajungi la fundul sacului să-și poată plăti facturile și salariile, consilierii județeni au votat repartizarea unor bani proveniți din TVA. Am mai făcut o alocare de rezervă de 1.440.000 de lei. Este vorba despre anumite localități care au anumite probleme și am intervenit, fondul de rezervă fiind constituit de către Consiliul Județean din economiile pe care le are la nivelul bugetului Consiliului Județean și poate să intervină cu alocări către anumite primării care au probleme, respectiv conturi blocate ale primăriilor, anumite lucrări neplătite care ar putea să ducă într-o situație de blocare de conturi, hotărâri judecătorești definitive și așa mai departe. Primarii olteni așteaptă ca pe pâinea caldă banii ce urmează să vină de la Consiliul Județean. Cei mai mulți au rămas fără fonduri pentru finalizarea proiectelor după ce guvernul a blocat finanțarea, alții nu mai au bani nici pentru funcționare.